credincioși au fost prezenți astăzi la Mănăstirea Ghighiu de sărbătoarea izvorului tămăduirii. Copii, bătrâni, tineri, oameni sănătoși sau grav bolnavi au venit să ia de aici apă sfințită, convinși că se vor tămădui nu doar sufletește, ci și trupește. La slujba au venit doar credincioși din zonele apropiate, ci și din județele îndepărtate. De la Buzău. Tocmai de la Buzău. De la Plaza Buzău. Și stă la slujbă, am luat pandiazma. A ținut musai să bateți atâta drum ca să veniți nu, aici? Da, da, nu contează, nu contează. Am fost la mănăstiri și până toată Moldova. A venit cu cineva care este suferind, da. Este în căruciorul da. Cu rotile. Aveți încredere că se da, va... Da, cu ajutorul lui Bunul Dumnezeu îl face minuni și întotdeauna, oriunde ne-am duce, ne ajută. Ce este prima face? Dată când veniți? Nu, venim mereu de la Ploiești, chiar și vinerea la slujba de bolnavi. Din apropiere, de la Tătărani. Și obișnuiți să veniți da, de izvorul tămăduirii? Da, mergem și la noi, venim și aici. Ne place foarte mult și simțim harul Dumnezeu. Ne cheamă și nu putem să stăm. Venim aici, la biserică. La mănăstire. Un izvor de ani de zile care curge și la mine în satul meu, în apropiere Sfânta Mănăstire Ghighiu, la vreo 10 km aproximativ. Și e tămăduitor de bol. Să avem credință, să venim la Dumnezeu și la Maica de noi să ne rugăm cu credință. Dar ce bol tămăduiește acest izvor? Bol sufletești, trupești și lumești. Am venit pentru Sfânta Liturghie, să luăm aiazmă, să ne închinăm, nu? Că e o zi mare azi. Izvorul tămăduirii se sărbătorește în fiecare an în prima vineri după Paște. Este un praznic închinat Maicii Domnului, menit să arate rolul Fecioarei Maria în lucrarea mântuirii oamenilor. Numele izvorul tămăduirii amintește de o serie de minuni săvârșite la un izvor aflat în apropierea Constantinopolului.